bună seara! În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație. Din partea Inspectoratului Școlar, coordonez această școală cam din anul 2002. Multă vreme, mulți ani de atunci. În această perioadă am avut o colaborare foarte bună cu școala Vasile Alexandrei, conducerea școlii, cu cadrul din Banca de aici. Pregătirea elevilor respectă standardele calității, dovezile fiind procentul mare de angajare, găsirea unui loc de muncă în țară și în afară, aprecierile frumoase de la locurile de muncă. Pe de altă parte, înseamnă că aici avem un personal didactic calificat, care depune efortul pentru a obține rezultate cât mai bune. Elevii care vin aici sunt elevi serioși, elevi cu care vor să învețe și să practice o meserie, o nobilă meserie de asistent medical, cele mai bune condiții, să vină în sprijinul celor care suferă de anumite boli. Școala Vasile Alexandrei, Părinteala Sanitară Vasile Alexandrei, funcționează într-un spațiu propriu, cu săl de clasă foarte frumos amenajate, săl de o dotare care respectă la fel standardele calității, cu un personal didactic bine pregătit. În continuare, doresc să avem aceeași colaborare frumoasă, rezultate foarte frumoase la TV, să aveți pe ziua de azi activități cu rezultate pe care vi le doriți. La sfârșit o să facem aprecieri finanțul acestor activități. Prima impresie este o impresie pentru mine foarte plăcută, frumoasă. Arătați foarte frumos. Veți fi niște asistente care vă veți face datoria la voi de zică. Aici avem mai farmacie, nu? Da, da. Mai farmacie. Când o să intru într-o farmacie, o să primesc recomandări conform afecțiunilor pe care le prezint. Încă o dată, succes pe viitor, multă sănătate la toți, să vă bucurați tot ce este mai frumos și la viață. Mulțumesc foarte mult! Din partea colegilor asistenților, îl invit pe domnul Panțărul Florin să-mi adreseze câteva cuvinte. Ce spus cu vrea fost de bine, să-mi prevedea. Da, nu trebuia. În primul rând, bună ziua! Sirii ne-am regăsit cu o parte din colegii care țin să vă anunț, fac parte din cei care au fost antinițare, deci din primii mentori acestui corp. Ce pot să vă spun? Școala asta e un grup de cadre didactice, de instructori, care au făcut cinci și sper că în continuare vă face cinci tuturor celor care este de pe mâna lor. În special la colegii noștri care astăzi sunt excelenți, unii voi mai găsi colegii noștri din activitate, din viață de ce știu, organizația de fapt și de drept care eu o reprezint aici este organizația care vă privește pe dumneavoastră în viitor, deci este o organizație profesională. Noi milităm pentru ridicarea standardului cunoștințelor, activității și tot ce este legat de profesie. În acest sens, țin să vă aduc salutul Ordinului Central de la București, în persoana domnului Alexandru, care este secretar național al Ordinului și acum noi suntem în febra unor examen de grad principal, el este prin la și n-a putut să participe și dumneavoastră. Dar noi suntem alături de dumneavoastră, vă cerem doar un singur lucru, să acumulați cât mai multe cunoștințe, să le puneți în practică
și noi, cei care suntem beneficiarii activității noastre, să vă mulțumim la orice parte. Nu înainte.